Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai postului de radio Maria, și anul acesta, cu inimi pline de bucurie, celebrăm sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Este, înainte de toate, o sărbătoare a bucuriei, pentru că, prin credință, noi contemplăm acest mare mister al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Și ne gândim, înainte de toate, că cel născut la Betleem este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și știind că Domnul este cu noi, că este alături de noi, atunci inima ne este plină de bucurie. De altfel, cu ocazia celebrării misterului întrupării Fiului lui Dumnezeu, ne gândim și la marele dar pe care Dumnezeu ne-l face, de a-L avea pe Dumnezeu prezent în viața noastră, în mijlocul nostru, în lumea de astăzi, așa cum este ea. Dumnezeu călătorește prin istorie și în istorie alături de noi, de istoria fiecăruia dintre noi. De Crăciun avem în tradiția noastră atâtea obiceiuri frumoase, dar să nu uităm că primind la Crăciun marele dar din partea lui Dumnezeu, pe Mântuitorul, și noi suntem chemați să ne deschidem inima cu dărnicie, cu iubire față de aproapele nostru, indiferent de confesiunea lui, indiferent de cine este, chemarea noastră este tocmai aceasta, de a trăi ca frații, de a trăi în pace și armonie. Îmi vine în minte un cuvânt al fericitului Vladimir Ghica, care a fost beatificat, așa cum știm cu toții, la 31 august anul acesta, la București. Spunea fericitul Vladimir: orice pace se sprijină pe armonie și orice armonie pe mister. La Crăciun noi celebrăm un mister, misterul nașterii Domnului, misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care este izvor de pace și de armonie. Această pace și armonie pe care ne-o dăruiește pruncul de la Betleem, s-o purtăm în lumea de astăzi, în familia noastră și în viața noastră. Vă doresc tuturor Crăciun binecuvântat și pruncul Iisus să reverse asupra noastră, a fiecăruia, pacea și armonia sa. La mulți ani!